Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Mă scuzați pentru că am fost un pic răcit, dar trebuia să facem emisiunea, că am avut-o programată încă de săptămâna trecută. Sfatul medicului, că asta este emisiunea, după cum vedeți, eu știu multă lume care este bolnavă, dar îi urez bun venit Simonei Bișboacă, inventator, îi spun eu, cu toate că unii ar putea spune că este cineva care aduce sănătatea în casă. De ce am chemat-o pe Simona? Pentru că este inventatoarea unui produs deosebit. Dovadă să și premiul pe care îl avem aici, unul dintre premiile pe care îl avem aici. Hai să spunem, când ai luat premiul și pentru ce? Premiul acesta este femeia anului 2012 la categoria știință. L-am primit luna trecută, în 26 februarie. A fost un eveniment organizat la București, a 15-a ediție, organizat de revista Avantaje și un distribuitor important exact, din România, cosmetice. De produse pentru femei, în primul rând. Da. Așa. Premiul a fost așa o recunoaștere a activității mele de cercetare și activitatea de promovare a sănătății prin metode, să zic așa, mai naturale, prin produsele care le facem. Deci, să le spunem telespectatorilor că este vorba de un produs, nu putem să-i spunem numele, dar este un antioxidant care este demonstrat că este cel mai puternic antioxidant din lume. Da. Pe care tu l-ai descoperit și îl și comercializezi. Da, da. Bun. Cum ai ajuns la produsul ăsta? Trebuie să fie o istorie în spatele exact, oricărei descoperiri. Este. Da, este, chiar dacă așa, când pe vremea respectivă nu știam, nici nu mă închipuiam că o să ajung să fac așa ceva. Prin 2001, așa să zic, a început să prindă contur totul. Chiar dacă nu-mi dădeam seama la momentul respectiv, în anul 3 de facultate, unul dintre profesori ne-a spus la mai mulți colegi: haideți să aplicați și voi pentru niște burse Erasmus în străinătate. Erau în diferite țări. Eu am vrut Olanda. Profesorul a zis: nu, tu trebuie să te duci în Italia. Simt eu că tu trebuie să te duci în Italia. Ce, a avut mână bună? Foarte! Și am ajuns în Italia, la Universitatea din Bologna. Acolo am studiat enologia, știința vinurilor, și microbiologie, aditiv și reziduri în industria alimentară. Adică ce mi s-a părut mie mai interesant, și aveam și la lucrările practice acolo în laboratoare posibilitatea să mai învăț una alta, mai mult decât în țară. Pentru că spunem, aveau laboratoare foarte puse la punct. Să le spunem telespectatorilor, la ce erai student în România? La tehnologie alimentară, la Cluj. Așa. În cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Am urmat facultatea de agricultură, secția tehnologia prelucrării produselor alimentare. Bun. Cum s-a schimbat Italia? Viziunea, perspectiva? Da, în primul rând, la întoarcere în țară, așa, am fost un pic, nu dezamăgită, dar așa un pic, de ce în altă parte se poate și la noi nu? Eram așa, știam că, adică teoretic orice se poate, doar trebuie să vrei. Și la fel cum am făcut și lucrarea de diplomă, mi-am dorit ceva mai mult decât colegii mei. Vreau să fac eu ceva și, într-adevăr, când mi-am prezentat lucrarea, le-am pus în fața profesorilor două produse. Erau, să zic așa, strămoșul produsului care e acum pe piață. Nu era la calitățile nivelul, care da? Le are acum, da. A fost așa, de început. Și efectiv a fost lucrarea ta de diplomă. Da. Produsul. Da. Atunci, din comisie, chiar mi-a zis unul dintre profesori: wow, chestia asta trebuie să o brevetez, că îi... Ar fi cazul. E de interes și de viitor. A durat câțiva ani până... Bine, trebuie să pun la punct tehnologia de
fabricare. Hai să le spunem telespectatorilor despre ce este vorba, de fapt, și de unde le extragi, de unde... Da, ideea, de unde e ideea? A pornit și, mă rog, un alt lucru care a avut impact în obținerea produsului era paradoxul francez. Așa. Pentru că ei consumă foarte mult vin și incidența bolilor cardiovasculare e foarte mică în zona Franța, Spania, Italia, deci mari consumatori de vin, inclusiv Grecia. Pe lângă celelalte țări nordice care consumă mai multă tărie și lucră la ei e mai rău. Da. Așa. Toate chestiile astea așa împreună, plus faptul că profesorul de tehnologii fermentative din România nu vrut să-mi recunoască nota din Italia. Așa, învățând la examen, așa, atunci mi-a picat fisa, am zis, mai uite, o sursă foarte bună de antioxidanți, rezidurile de la vin. Deci după ce se stoarce, da? Da. Și rămâne, de fapt? Sâmburii și pielițele de la struguri. Asta sunt cantități imense. Unde se face vin, e clar că... Exact, exact. Și din păcate se aruncă. Sunt puțini care mai sortează sâmburii și fac ulei. Dar acum și ulei în România destul de puțin sunt producătorii care fac ulei de sâmburi de struguri presat la rece. Și destul de perisabil și acolo trebuie o tehnologie aparte specială ca să poți să-l stabilizezi. Bun, în momentul în care te-ai apucat să faci produsul ăsta, că de fapt e invenția ta, e copilul tău, cum ar veni, da, te-ai gândit că vei ajunge la așa un succes? Nu. Așa îmi joacă mai mult și curiozitate. Hai să văd ce se întâmplă dacă. Și am perseverat. Am stat în laborator multe ore și în timpul liber mă tot gândeam cum să fac să fie mai bine, să iasă, deci ca și randament, să fie mai bună extracția. Nu știu, a fost multă muncă. Dar am avut noroc, pe de altă parte, și de persoane care m-au încurajat. Și un fost profesor, și soțul, și familia, și na, tot prieteni, deci multă lume m-a încurajat. Și atunci am avut curaj. Foarte, și ai mers mai departe. Da. Da, dacă îmi dai voie să citesc puțin rapid o scurtă caracterizare. Este cel mai puternic antioxidant de pe piață, este o formulă concentrată, ceea ce vindeți voi 100% natural, produsă în România, din sâmburi, pielițe și rahiz de struguri atent selecționați. Este obținut printr-o metodă de ultimă generație, brevetată la OSIM, care reușește să extragă și să stabilizeze antioxidanții din struguri într-o concentrație mare. Asta ar fi pe scurt o descriere a produsului? Da, da. Care crezi că este elementul care ar trebui să prindă în România? În primul rând, pentru că e produs românesc și materia primă e din România. Din păcate, multă lume nu prea ia în considerare produsele românești. Nu mă refer numai la produsul nostru. Am înțeles. În general. Aș vrea ca noi românii să consumăm mai multe produse românești, produse alimentare, în special fructele și legumele. Și multă lume nu știe că... Să dau un exemplu. O plantă exotică. De ce nu trăiește la noi? Și-a pus lumea întrebarea, oare de ce nu trăiește la noi? Pentru că nu trăiește în condițiile noastre de mediu. Adică fitonutrienții care îi produce planta respectivă sunt adecvați unui areal geografic. La noi sunt alți fitonutrienți în plante și pot să zic că echivalentul lor... mă rog, o plantă exotică am putea să-i găsim echivalentul și în România. Acum nu, că sunt pe piață produse. Înțeleg, da. Așa. Și e foarte important sănătatea să ne-o tragem din pământul nostru. Deci noi dacă locuim în zona asta respectivă, că suntem români și stăm în străinătate, nu știu, în ce altă zonă, da, mănânci produsele de acolo, pentru că... fitonutrienții respectiv îți dau sănătatea care ți-o trebuie pentru
zona respectivă, climă, temperatură, absolut tot. Bun. Dacă îmi dai voie, produsul aici spune că normalizează colesterolul, trigliceridele, glicemia, tensiunea arterială și tranzitul intestinal. O parte din efectele benefice care o parte are. Despre cele pe care le previne o să discutăm imediat, dar da. Asta cu colesterolul mi se pare foarte importantă, fiindcă în România aproape toată lumea are colesterol. Da, din păcate, statisticile arată că cam 80% din populația adultă a României are o problemă ori cardiovasculară, ori diabet, început de diabet sau ceva. Și eu pun totul pe seama alimentației, pe lângă stres și poluare. Dar alimentația este un factor decisiv și în apariția multor boli. Acum telespectatorul se întrebe, dar cum ajută efectiv produsul? Da. Produsul, înainte să-l scoatem pe piață, evident, l-am testat. Citeam foarte mult despre antioxidanți. Bine, eu inițial am conceput produsul nu ca și un supliment alimentar, altceva. Și am ajuns la supliment alimentar pentru că majoritatea lucrărilor științifice care le citeam despre antioxidanții din struguri se refereau la efectul lor asupra sănătății. Și cel mai testat a fost asupra colesterolului, reducerii colesterolului. Și am început și eu să caut persoane care să vrea să folosească produsul. Deci ai făcut teste pe oameni direct. Da, soacră mea, prieteni, vecini, apropia, așa, da, toată lumea. Da, inclusiv maica mea. Deci ea e convins să-și facă analizele înainte, da, și după? Da, făcea înainte. Bine, a fost o perioadă când făceam des analizele. Deci la, da, înainte, la 7 zile, 14 zile, 21. Aha. Adică să văd cum funcționează, exact, să înțeleg mecanismul. Și practic, o doamnă doctor de la Cluj mi-a zis, cum a văzut ea analizele, așa, că produsul e ca Mr. Musculo. Da, da, da. Pentru țevi, dar e pentru vasele de sânge, adică desface colesterolul și cel depus, pentru că la analizele de sânge nu se determină colesterolul depus. Și atunci lumea, băi, am colesterol, dar nu e chiar așa mare. Dar la o analiză mai complexă, spuneam medicul, dar știi că ai vasele de sânge, nu știu care, sunt aproape obturate, așa. Dar cum? Că nu am așa mare colesterol. Da, dar e depus. De fapt, și de aici nu, era problema, exact, era depus. Și atunci, o parte din antioxidanții din produs, de fapt, ei sunt de mai multe feluri. Așa. Sunt polifenol, se numesc, sunt de mai multe categorii, mai multe culori, nu sunt numai din negri, că toată lumea crede că doar antioxidanții din fructele negre sunt buni. Nu, ei sunt buni din toate fructele și legumele, pentru că, practic, ei dau culorile din natură. Exact. Și sunt de la incolor până la negri. Și trebuie și incolor, și galben, portocalii, roșii, mai albăstrui, mai, deci chiar ca și un curcubeu. Exact, tot, din toate culorile. Ca și cum ar fi o alimentație variată. Păi nu știi că se spune că dacă vrei să mănânci sănătos, trebuie să ai în alimentație cât mai multe culori. Culori, exact, exact. Și produsul nostru e făcut din mai multe soiuri, de la alb la negru. Le-am selectat care, da, anume și dacă îmi dai voie să te diferite. Întreb, de unde, din ce struguri, din ce zonă și din Bihor? Din folosiți. Bihor, momentan nu. Alba? Nu. Din Arad. Din județul Arad. Din zona Miniș-Măderat. A, da, fiindcă e zona, da, deci lor. Deci au acolo viticulă. Da, și am fost îndrumați spre o anumită podgorie care are culturile curate, să zic așa, deci nu folosește tratamente intensive. Mergeți pe termenul ăla de bio? Nu, nu, nu bio, dar natural. Natural, cât mai mult, da, aproape de, da, cel natural. Da, da. Probabil că o să facem și o gamă bio, dar asta implică mai... Bun, și atunci voi efectiv aveți contract cu ei, luați produsul, da, de la ei și îl prelucrați la voi sau îl prelucrați acolo? La noi îl prelucrăm, sigur. Deci îl aduceți, da, în, da, container, da, și efectiv lucrați aici la Oradea. Uh-huh.
Bun. Și rămăsesem la colesterol. Așa, lasă, mergem mai departe, da. Da, și am observat că în timp relativ scurt, acum, persoane care folosesc un tratament alopat pot să-l ia fără nicio problemă, încă are o acțiune mult mai puternică, să zic așa, adică ca și timp. În timp mai scurt apar rezultatele. Dacă se ia doar produsul, atunci durează maxim 90 de zile, da? 40-60 de zile deja... Rezultatele? Exact, da. Bun. Și atunci dacă se normalizează colesterolul, adică se îndepărtează și de pe vasele de sânge, practic reface buna funcționare a sistemului cardiovascular, scade și tensiunea, foarte bun și pentru doamnele, mai sunt și domni care au varice, deci pe sistemul cardiovascular e extraordinar. Deci asunează și asupra vaselor de sânge atunci dacă da, e cu varice. Da, da, da. Și îmbunătățește circulația periferică. A, e foarte, da. Pentru cei care au deja o vârstă, circulația periferică e o problemă da, mare. Da, da. Știu și eu de la mama, de asta zic că vorba ta, dacă le-ai testat pe familie, atunci e cu încredere. Dintre persoanele așa, care le-am testat inițial pentru colesterol, trigliceride, au fost persoane care erau și diabetici și cu tratamentul respectiv nu ajungeau în zona de normal cu glicemia. Și în momentul în care au început să ia și produsul nostru... S-a normalizat așa da, de tare? Da, da. Este foarte important. Foarte mult. Adică stimulează pancreasul să secrete insulină în mod normal. Și la diabet de tip 1 și tip 2. Deci toți sunt foarte mulțumiți. Da? Da. Mai scrie aici de glicemie și de tranzit intestinal. Da. Acum la tranzit se vede cel mai repede. Ce sunt simt? Persoane cu colon iritabil, constipație cronică și în cazuri de diaree foarte bun. Pentru că are acțiune antibacteriană, antivirală și atunci, zic, în cazul diaree, dacă îi administrat dozele destul de mici, adică un 5 ml odată pe zi, okay, e foarte ușor de administrat. Eu vreau să te întreb dacă produsul ăsta îl recomanzi și celor care zic că sunt sănătoși sau care au analizele ok. Cel mai bine ar fi luat ca prevenție. Înainte. Da, pentru că revin iară la alimentație. Da. Acum, cu globalizarea, nu prea mai știm noi de unde e sursa noastră de hrană. Dacă e din zona noastră sau... Vine de nu știu emisfera unde. Sudică sau nu știu de pe unde. Și atunci, mai ales pe perioada iernii, e recomandat. Sau, bine, acum dacă mănâncă fructe, legume crude și iarna, nu au nevoie. Sau mai bea un pahar de vin roșu sec, foarte... Vezi că tot vinul foarte roșu. Foarte sănătos, da. Tot vinul roșu. Da, pentru că în vinul roșu sunt mai mulți antioxidanți decât în vinul alb. De-aia și materia primă, că de fapt una dintre alte chestii care m-au făcut să fac produsul, învățând, am observat că în struguri, cantitățile, bine, acum de fier și de soi, dar în vinul alb sunt mult mai puțini antioxidanți față de strugure, raportat la cantitatea de antioxidanți din vinul roșu și strugure. Acum, dacă tot este de actualitate, te-aș întreba de problema aflatoxinei. Fiindcă laptele care este la noi, am văzut ce s-a întâmplat, a fost retras unul dintre cei mai mari producători din România, a retras iaurtul, laptele. Am rămas blocat când am văzut lista cu toate produsele care s-au retras. M-am uitat în frigider, aveam și eu așa ceva. Nu știam ce să fac acum, să-l iau, să-l arunc sau să nu-l arunc. E o chestie care efectiv a bulversat lumea. Da. Spune-ne bine, ceva. Sunt periodic probleme. Acum e cu aflatoxină, a fost și cu dioxine. Da. Deci pe industria alimentară tot timpul trebuie să fii foarte curat, în primul rând, să ai grijă de fluxul tehnologic. Știi, de-aia sunt tot felul de lucruri care apar. Controle pe, mă da, rog, na, și trebuie să faci analizele produsului înainte să-l scoți pe piață și... Bun, de unde crezi că s-a ajuns la chestia asta cu aflatoxina? Efectiv, n-au verificat produsul înainte cum ar trebui sau de unde e problema? Nu vreau
vreau să mă dau cu părerea că nu prea, din păcate nu am timp să mă, adică din păcate, nu am timp să mă uit așa la televizor și nu am urmărit exact. Efectiv, un scandal imens. Da. Dar e dăunătoare, clar, aflatoxina, nici nu cap în discuție. Da, din păcate. Tu zici că pornește totul din același loc, curățenie, grijă și antibioticul care se dă la animale. Bun, ca să nu ne mai băgăm în scandal cu carne. Antibiotici, bine, aflatoxinele sunt reziduri de metabolism la mucegaiuri și atunci... Asta e o altă problemă mare. Deci, cum ziceam, e vorba de condițiile fitosanitare. Exact, în care chiar stau animalele până la urmă. Bun, mă gândește-te că a trecut o iarnă, animalele n-au stat afară, au stat tot înăuntru. E clar că se pot întâmpla o grămadă de lucruri. Bun, eu mă întorc tot la produsul tău, un produs revoluționar. Să spunem că a fost medaliat la Varșovia. Da. Te rog să-mi spui tu ce medalie ai primit acolo. Da, în 2011 am fost prin intermediul Asociației Inventatorilor din România la Salonul Internațional de Inventică de la Varșovia. Deci era pe parte de chimie, biochimie, medicină. A fost, nici nu mai știu, peste vreo, nu mai știu exact, 500 și de invenții de lucrări, prezentate. Da. Din țări, din toată lumea. De peste tot. Da. Bine, majoritatea, adică, sau nu știu, poate mi s-a părut mie, erau foarte mulți asiatici, aveau și standuri foarte mari, multe invenții. Da, deci a fost foarte mare salonul. Eu am fost cu două dintre brevetele mele, cel cu metoda de extracție a antioxidanților și un altul de obținerea unui propolis în apă. Ambele au fost foarte apreciate de juriu și din cauza faptului că produsele sunt deja pe piață, deci au contat, a fost un punct în plus, să zic așa. În a doua zi, așa, deci bine, au fost 3 zile de salon, da. Oricum invențiile erau trimise dinainte. Dinainte, da. Așa, nu era la prima vedere, exact. Da, erau analizate. În cele 3 zile, în cele două zile, membrii din jur au mai trecut pe la toate standurile să mai pună întrebări dacă mai aveau ceva referitor la produse, la invenții. Și? Și tot în a doua zi au fost mai... Mă rog, asociații ale inventatorilor din mai multe țări au dat ei premii speciale. Și atunci am primit primul premiu special pentru antioxidantul. Produsul vostru, da. Da. Premiu special din partea Asociației Inventatorilor din Coreea. Și pentru propolis, premiu special din partea Asociației Inventatorilor din Asia. Așa. Eram așa, deja în... Da, eram foarte emoționată și a doua zi, de fapt ultima zi când a fost și premierea și am văzut că am primit medalia de aur pentru antioxidant și argint pentru... Deci ai luat două premii. Da, pentru ambele invenții au fost medaliate, una cu aur, una cu argint. Și am fost așa, wow, un al doilea, ce nu venea să crede. Acum, Simona, o întrebare un pic mai pertinentă. Nu te-ai gândit niciun moment să pleci din țară cu produs cu tot? Deocamdată nu. Atunci, în momentul în care luam medalia de aur. Nu, atunci nu. Te-ai gândit să mai rămâi, să-l dezvolți, să fie cât mai ok? Și acum, produsele le-am făcut ca să ajungă la oameni, pentru sănătate. Asta e și sloganul nostru, sănătate din inimă, adică cu mare drag, dacă eu am făcut o chestie, nu o țin pentru mine, sau o dau la străini. Exact. Nu las să fie cea pentru românii noștri, să fie ei sănătoși, să poată să facă multe. Am mai discutat înainte de emisiune și ne-a spus că ai avut probleme destul de mari cu produsul, cu prezentarea lui în România. Ce ți s-a întâmplat? De ce au fost românii circumspecti? De fapt, trebuie să zic vânzătorii. Hai să spunem, trebuie să spunem lucrurile lor pe nume, acum că de-aia venit la emisiune. Da. Din păcate, comercianții sunt un pic reticenți la produsele românești, că, nu știu, n-au încredere, nu pot să-mi dau seama.
n-au încredere că vin și se uită la tine că ești tot tipul tânără și că ai inventat sau efectiv produsul? Da, și asta, mai ales, da, tu l-ai inventat, da. Da, cum se poate? Păi, uite așa. Nu cred că singura inventatoare tânără din România, adică să fim serioși, sunt atâția oameni deștepți în România și atâtea chestii super faine s-au făcut. Poate deci, că nu a avut așa, efect, noroc. Nu, și noroc, mai eu de obicei sunt norocoasă, nu știu, așa m-am născut eu norocoasă, dar circumstanțele de a se face cunoscuți. Asta e foarte important pentru tine. Ai spus că ai fost la oameni care s-au uitat prima dată la tine și nu l-a produs. Cum da. De, ce ai făcut cu avizele? Cum? O trecut. Dar nu te-ai fi așteptat, sincer. Adică să fii așa de reticent. A fost un gust amar așa, să văd că... un produs da. Românesc, da. În loc da. Să fie ajutat exact. Și promovat. Da. Bine, dar persoanele astea au fost puține, sincer. Deci majoritatea au fost care au fost foarte încântați și au fost, și în instituțiile în care am fost și pentru avize și așa, toată lumea a fost super. Deci eu, adică sincer, ai simțit ajutorul din partea lor. Da. Mai ales când spuneam că, da, de exemplu, când am primit avizele și așa, dar voi produceți, nu e importat. Nu, face, fai, dar sigur, hai să facem, hai să... Deci a fost fain. Și de care chestia că... România ar trebui să țină la produsele noastre. Dacă mergem evident. În Ungaria sau în Polonia, ai văzut că sunt marcate produs românesc. Și dacă e produs alimentar sau orice altceva, oamenii sunt mândri că produsul e făcut la ei. Adică, părerea mea, tu ar trebui să fii o comoară națională. Faptul că l-ai făcut și îl ții în România în continuare, când poate că ți-ar fi mai ușor să-l dai și afară, mai ales că eu am văzut produsul și prețul e destul de bun. Bun. Eu zic să vedem câteva și dintre poze, dacă tot ai câteva poze, să povestim telespectatorilor. Ai luat o mulțime de premii, nu numai... așa, asta unde este? Asta este la Varșovia, standul României. Așa? Eu cu fratele meu am reprezentat atunci standul României. Uh-huh. Fratele meu e șef de departament la... Uite, Facultatea deja de Protecție a Mediului. Ai medalii. Era domnul din Corea. Da. Da? Aici sunt cele două medalii, aur și argint. Și argint, da. Bun. Și cele două diplome. Da. Asta a fost afișul show-ului. Adică da, da. Era scena. Tu lucrezi și la universitate, da? Nu lucrez, colaborez cu universitatea. Da. Avem proiecte în derulare, când așa ne vin ideea. Am descoperit acolo un... nucleu de persoane dedicate cercetării. Super. Și mă bucur foarte mult și ne ajutăm. Asta este o problemă în România, cercetarea, da. Să știi. Dacă s-a ucis ceva după 90, cercetarea a fost prima. Acum nici sistemul nu ajută foarte mult, din păcate. E adevărat. Aici ești tu cu produsul? Da, asta era o conferință de presă la Universitatea din Oradea. Da. Chiar după ce m-am întors de la Varșovia. Lumea trebuie să te cunoască, să știe cine ești, de fapt. Asta e în Croația. Asta este un port popular? Da, port de la Bihor. Bihorea, da. Și soțul un port de la Sibiu. La salonul de inventică internațională de la... din Croația, Groarca, și este pe agricultură și industria alimentară. Și aici am fost prezenți cu alte două brevete, care deocamdată nu le-am pus în producție. E vorba de... măr? Ceva cum? Legat de măr? Nu, era simbolul Agroarca, se numește salonul. Placheta respectivă, placheta de aur, este pentru o marmeladă crudă care urmează să o facem, făcută la rece. Adică fără să o fierbeți? Fără fierbere, da. Păi fără adaos de zahăr, fără adaos de conservanți. Interesant. Este o metodă de a conserva fructele perisabile, fructele noastre, în special, vreau. Da. Așa, fructele românești să le conservăm pe perioada iernii. Aici, într-un ești? Mod cât mai natural, cu toate vitaminele. Tot acolo, în Croația, este standul României. Da. Cu produsele acolo care le-ați avut cu voi. Posterele brevetelor mele.
Și normal că ne-am dus acolo și cu produsele la degustare și a fost și public. Aici deja? Aici... Premiul pe care l-ai adus în studio la noi, da? Da. Să mai spunem că ai primit premiul împreună și cu colega noastră Carmen Avram de la Antena 3. Da, a fost o premiere, să zic așa, destul de frumoasă și multe vedete pe acolo. Așa. A fost foarte emoționat. Pe o parte dintre ele. Da, sunt... Să mai spunem că la categoria ta, care nu este în fiecare an, da, la categoria ai fost câștigătoare la știință, da? Da. Da, vă dați seama când m-au anunțat că vor să-mi acorde așa premiu, am rămas da? Foarte emoționat, așa nu venea să cred. Adică totuși femeia anului nu acum. Nu așteptam. Da. Da, e vorba de femeia de știință a anului, am putea spune. Da. Clar, nu ai avut concurență pentru anul 2012. Sau a fost mai mult și să dai ca la Oscar 5 din care 1? Sau ți l-au dat direct? Da, bine, ei aveau pe în decursul unui an de zile au adunat mai multe povești în revistă. Am înțeles. Diferitelor. Deci a apărut în avantaje. Da. Și mă rog, au făcut ei acolo o ședință de redacție și dintre toate mi s-a părut povestea mea cea mai frumoasă, mai de impact, acum, mai... De obicei... Mai, de fapt, asta e așa ca, cum să zic, ca o... Poveste de succes. Exact, da, da. Să fiu un exemplu pozitiv pentru tineri. Eu ți-am mai zis, vis-a-vis de cercetarea din România, una dintre cele mai mari probleme. Și cum Carmen Avram, cea cu care ai primit primul, a avut la Antena 3 emisiune vis-a-vis de cercetare și a arătat că după 90 cei mai buni au plecat. Și sunt profesori, ne-am văzut în Statele Unite și profesori în Germania, da. Oameni care nu s-au mai regăsit, din păcate, în România. Fondurile le-au fost tăiate și au ajuns pe drumuri, efectiv. Era păcat, fiindcă s-a investit în oamenii aia și până la urmă se pierdea mult. Ce? Materie cenușie, în primul rând. Exact. Mie mi se pare foarte interesant, peste tot pe unde am umblat în lume, m-am întâlnit cu români care sunt în universități. Peste tot. Și când am fost acum de ani în Chicago, profesor era român. Nici n-am mai avut curaj să întreb de ce a plecat. Era și el și soția lui, profesor și profesor de matematică erau. Deci nu-mi vine să cred că din România, chiar de aici, de la Oradea, erau rădeni. Au ajuns și el soția lui profesor acolo. Le era dor de România, le era dor de produsele românești, de asta te felicit pentru produsele tale, că le faci pentru români. Dar, crede-mă că primul lucru m-a întrebat, dar n-ai adus o pălincă? Deci jur pe cuvântul meu dacă nu. Da. Zic, mă, mie mi-a fost frică să o pun pe avion, poate mă trăgeam în lateral, nici nu știau ce e acolo data viitoare. Păi nu, că poți, că ai dreptul să aduci, că nu știu ce. Da. Mă, nu ți-am cerut țigări, ți-am cerut pălincă. Da. Dar ce nu cer altceva? Și crede-mă că ne-au cerut medicamente din România. Deci, Simona, nu o să-ți vină să crezi. Dar nu mi-ai adus, nu știu, medicamente care nu mi se par banale. Că mă doare capul, că nu știu ce, ce bun era ăla din România. Deci, de asta zic că românii, chiar și tu cu produsul tău, dacă ai plecat undeva afară, tot de România ți-ar fi dor, crede-mă. De aia zic că ar trebui să fii băgată la capitolul comoară, că ai rămas în România. Că rămâi în România și că vrei să faci produse și le-ai băgat. Acum, produsul tău, unde se găsește? Numai în farmacii? În farmacii și magazine naturiste. Și avem distribuție în toată țara și în Oradea chiar în destul de multe locații. Deci în Bihor cum ar veni produsul? Da. În Bihor, nu știu dacă... Cred că numai în Oradea, din câte știu. Așa, distribuție directă. Acum, nu știu... Până la urmă, produsul și din... când te-ai dus să le spui oamenilor care îți vând produsul, cât de receptivi au fost? Adică cineva poate să recomandă, ăsta e un produs din Bihor? Adică cei care vând, să spună, e am clar. Am întâlnit și persoane așa foarte deschise și mai ales că e produs natural, că e produs românesc, a fost foarte deschise. Cum spuneau, într-adevăr, au fost și persoane mai negativiste, dar eu de felul meu sunt optimistă, cu zâmbetul înainte și... trecem peste. Știi de ce? Fiindcă e clar că ai concurența produselor de afară. Dar nu-mi fac probleme din cauza lor.
Produsul tău clar este bun. Acum, dacă cei de la... Nu pot să zic pe post anumite chestii, dar... Că e mai bun produsul tău decât ala altora de afară. Bun, dar asta ar trebui să înțeleagă în primul rând și consumatorii, telespectatorii. De-aia dacă tu ai venit la noi în emisiune, nu neapărat să-ți facem o reclamă, dar e un produs care merită testat, fiind și un produs din România. Vorba ta, atât vorbești la telefon de mult, încât viața ta s-a dat la telefon. Da. Cu ce te sună oamenii? De ce te sună oamenii? Ce te întreabă? Mă sună două categorii. O categorie de consumatori fideli. Care folosesc produsul deja. Și sunt foarte mulțumiți de el. Așa. Și n-am avut un telefon care să-mi spună că nu l-a ajutat, că nu a avut niciun efect sau ceva. Dați-mi banii înapoi, că nu mi-a fost bun. Nici o persoană nu a fost de genul ăsta. Și mai este a doua categorie care mă sună să mă întrebe dacă e bun la nu știu ce afecțiune care o are. Acum, față de ceea ce scrie la noi pe site, pe probleme pe care le-am testat. Așa. Funcționează și pe alte afecțiuni, dar nu știu eu și mai primesc așa, mai mergem la târguri prin țară. A, și un feedback. Special la București, da. Și mai primesc feedback de la clienți și îmi spun, uite, am folosit produsul și pentru asta și a fost extraordinar și am încercat înainte cu alte chestii și nimic. Ce n-a ținut? Da. Deci e destul de complex. Poate nici eu nu știu exact tot ce e... Cap-coadă, adică să știi la ce ajută până la urmă. Toată acțiunea lui asupra sănătății. Oricum, corpul uman e foarte complex și nici medicii. Sunt medici, te duci și te doare nu știu ce și nu-ți găsesc diagnostic și așa. Deci, și nu sunt medic. Bun. Ăsta este un produs deja pe care l-ai testat, deja sunt câțiva ani de când lumea este deja efectiv îl folosește și spui că feedback-ul este chiar pozitiv. Mai povestește-mi despre altceva. Ce urmează? Mi-ai spus chestia asta cu marmelada, mie mi se pare ieși din comun. Cum să faci marmelada? La fel a fost și când am trebuit să auzim cererea. Fără să fie, fără să. Și m-am sunat, Doamne, dar cum de nu s-a gândit nimeni la chestia asta până acum? Asta e o invenție. Când lumea percepe o chestie aproape normală, cum zici tu, și vorba ta, cum de nu s-a gândit cineva la așa ceva? Da. De unde îți vin ideile atunci? Ideile vin... Nu pot să zic că așa mă inspiră cam tot ce mă înconjoară și de obicei pe mașină, când am mai călătorit așa în... nu știu, și până la Cluj. De exemplu, chestia cu marmelada, după masă ne întorceam de la Cluj cu soțul și pe mașină tot povesteam tot felul și hai să zicem chestia asta. Cum ar fi dacă? De fapt, cred că asta e esența la noi. Că mă l-am corupt și pe soțul. Și ai vin și lui idei. L-ai băgat și pe el în business. Inclusiv utilajele le-am conceput noi. Asta am vrut să zic. Nu le-ai luat de afară, le-ai conceput? Da. El... Am fost afară, așa. Am căutat, am mers într-o fabrică, ne-am uitat și când am ieșit de acolo și eu și soțul. Mamă, deci ăsta pot să-l fac mai bun, randament mai bun. Da, și așa am făcut. Asta e foarte important. Adică să vezi și să-ți dai seama că tu l-ai putea face mai ok. Da. Bine, acum știm noi ce nevoi avem pentru firmă și utilajele sunt esențiale. Practic, cam totul e făcut de utilaje, nu mâna omului. E clar, adică nu poți să faci... Am mai fost persoane așa care m-au întrebat, dar pot să fac eu acasă? Nu. Din păcate, nu. Nu, că dacă puteai face acasă, făcea toată lumea de mai demult, dar... Și îl făceau oamenii, adevărat. Da. Bun. Mie mi se pare... aș putea să te întreb dacă ești prietena naturii? Da. E clar, fiindcă văd că unde te învârți, la ce faci, că a fost chestia cu strugurii, acum ai trecut la marmeladă, te învârți tot în chestiile astea care, mie mi se pare că înainte de 89 era ceva firesc. Adică ne era drag să bem un pahar de vin, aș fi vrut din tot sufletul să te întreb cum aș putea face diferența între un vin ok
și un vin în care sunt chimicale? Acum, organoleptic, adică gust, miros, dacă nu ești de specialitate, poate nu-ți dai seama din prima. E clar că nu-ți poți da seama. În primul rând, eu zic că și prețul e un factor de adică a-ți da scăzut, seama, da, sigur. Este cu ceva, dacă nu... Da, sigur. Știi de ce? Și pe urmă te mai gândești că sunt... Podgorii care nu pot să facă atâta vin. Producători de vin care au la vânzare da, sute de tone. Da, și te gândești, ok, dar de unde atâta? Asta este foarte important. Aici ai dreptate. De aceea am văzut exemplu producătorilor mici din Italia care își fac niște sticle ieftine, o etichetă aproape de mână pusă cu numărul sticlelor și în care se spune anul ăsta am avut 3220 de sticle. Da. Am prieteni care își cumpără din Italia vin cu lăzile, dar știu clar că ăsta nu este un vin în care s-a pus ceva. Uh-huh. Și la ei se mai fac așa ziua porților deschise. Știu că și eu am fost la așa crame din astea micuțe în Italia și invită, nu știu, dau la câțiva invitați, nu, veniți cu prieteni, cu familie, la cu degustare. Toată lumea, veniți aici, uite, facem un fel de chef, un picnic, ceva da, și da, da. Vedeți și linia tehnologică și exact. Degustați niște vinuri, mai au ulei de măsline, tot fel de chestii. E o altă lume, crede-mă. Da, e o altă lume. Mine acolo parcă mi se pare să mai încurajați micii producători. Așa am observat eu, acum nu știu... Pe când aici e exact invers. Da. Micii producători deja tind să dispară. Din păcate, din da. Din păcate. Eu le sugerez să fie mai optimiști și încrezători. Și încrezători, da. Adică e foarte important să se producă. Dacă nu produci, numai tot vinzi, de unde vinzi? Vinzi din afară, că nu, dacă nu produce nimeni în România, trebuie să vinzi de undeva. Și importi, da? Ok. Suntem un popor de consumatori, din păcate. Da, dar am fost popor de producători. Am Câte fost. Se produceau în România? Și se mai pot. Trebuie să vrea tu doar. Tu ești un exemplu clar că se poate. Da, și încurajez și pe alții. Deci sunt persoane care vin la mine și poate numai așa să discute un pic, să le dau o doză de optimist, de... Un pic de adrenalină. Exact. Da. Să prindă încredere, măi, hai că pot să fac. Nu, nu există. La mine nu există, nu se poate. Da. Mergi nu înainte. Există, nu se poate. Orice se poate. Și dacă nu este, inventăm. Mă bucur de entuziasmul tău și de faptul că ești tânără și că le inspiri și pe alții. Sper că emisiunea asta să inspire și pe alții și să vă uitați la produsul acesta care, după ce a fost recunoscut afară, a devenit mai popular. Așa, așa e sau nu? Așa e, recunosc. Chestia asta o recunosc. Ar fi trebuit în România să iei premiul ăsta, nu te supăra, prima dată. Da, dar era... L-ai luat afară. Da, era mai greu, probabil, de acceptat. Că produsul e chiar așa de bun. Da, așa da. E, da, din păcate. Da. Simona, îți mulțumesc frumos că ai venit la emisiunea noastră. Sper ca lumea, sper ca lumea să-și pună semnul de întrebare, să zică, mă, care e produsul ăla, antioxidantul ăla? Nu este departe de antioxidant, cu siguranță că îl vedeți și la noi în reclame. Este produsul medaliat, despre care povestim și eu zic că ar merita încercat de către cei care au probleme, dar vorba ta, de către cei care nu au probleme. Da, ideal ar fi preventiv. Și să fim atenți cu alimentația și da, combinat și cu un pic de sport și așa. Cu de toate. Adică să ne gândim sănătos. Exact. Sloganul? Sănătate din inimă. Cu asta și terminăm emisiunea noastră. Vă mulțumesc frumos și mulțumesc Simonei pentru participarea la emisiune. Vă doresc o săptămână cât mai plăcută în continuare. La revedere!